Bună, Silvia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută tare, tare mult. Deci, cel mai controversat cuplu din casa Mireasa, Ramona și Stelian, stăteau și ei de vorbă, depănau amintiri, mai de la începutul sezonului, când a intrat ea și a declarat la prezentare că și-ar fi dorit un băiat brunet cu ochii căprui. Dar stilea nu e exact așa, nu contează, nu contează fiecare fată, bărbat, nu contează cine, își face așa un tipar de ce gen ar prefera, dar câteodată să știți că inima nu ține cont de asta, nu ține, de fapt asta e un amănunt. Și mai vorbeau că i-ar vrea să se căsătorească, dar n-ar vrea să dea greș, asta nimeni nu vrea. Dar Stelian a spus și altă dată, de mai multe ori a afirmat, că vor să se cunoască și afară, nu neapărat să se căsătorească în emisiune. Dar asta se poate schimba, să știți. Pentru că staff-ul are foarte multe argumente. Și se gândeau ce vor spune familiile lor. Mama ei nu-i mai supărată pe Stelian, după câte a zis, dar mama lui n-a trimis nicio scrisoare după ce s-au declarat a doua oară cuplu, nimica, Stelian nu știe părerea mamei. După cum spunea tot el, își ia singur deciziile, nu? În live a fost întrebată de Simona Gherghe de ce nu vrea să vorbească cu fetița, zicea că nu se simte bine după ce vorbește și... Dar i-a spus prezentatoarea că nu-i vorba despre ea, e vorba de fată, pentru că fata vrea să știe noutăți. Copiii nu înțeleg lucrurile astea, că nu se poate, nu există pentru copii. Atunci a promis Ramona că o să ceară o vizită a fetei, că trebuie să vină și soacra. Ea nu cred că nu vrea să vadă fata, că se simte răvășită, doar că nu-i pică bine să dea ochii cu soacra, nu? Așa că chiar zicea că vrea să ceară vizita familiei. Hai să vedem. O să o ceară? Iar tema ispita. Nu știu cum să învârt băieții ce vorbesc, până la urmă ajung la iar la ispita. Dacă nu ar fi zis Raul nimic când a intrat, n-ar fi știut nimeni de ispita și s-ar fi comportat ca atare. Dar cine ispita? Dacă e Raul, că argumenta Stelian că el se duce prea des la medic, că se duce de 8 ori pe zi, și că se ceartă în continuu. Pe asta cam așa este. Asta e firea lui, nu că... Cum să fie Raul ispita cu fața aia și foarte infantil? Altul vine cu ideea, Sorin, parcă, că de câte ori sună adrenalina, e Mihai. Dacă e Mihai ispita, pentru că nimeni nu s-a gândit, fiind mirele săptămânii. Și fetele, care din fete? Ramona iese din discuție pentru că a spus prezentatoarea că nu este, dar dacă e Diana? Da, Alex spunea că nici nu s-a gândit la ea nici în timpul cât au fost împreună, da? Pentru că Diana e inteligentă, dar nu, aș spune eu, nu chiar așa inteligentă din moment ce s-a apropiat de Cristi. Că oricine poate fi, în afară de Ramona și de Alex, pentru că prezentatoarea a spus că ei nu. Iar Raul zice glumind că el este. Iar Rareș spunea că Mihai. Și în live Simona Gherghe zice că ispita se știe cine e, dar doar ea se știe. Că oricine poate fi, nu? Oricine poate fi ispita, normal. Păi dacă au pus ispita, cum spunea și Diana, ea nu s-a gândit încă la asta. Robert îl bănuiește pe Stilian, dar zice prezentatoare, dar dacă e Robert, da? Sau Diana ar putea fi, nu? Rareș, fiind întrebat, zice că e Mihai pentru că n-a fost bănuit de nimeni până acum. Voi ce credeți? Cine poate să fie ispita? Eu m-am gândit la Izabela. Dar nu știm. M-am gândit eu, dar nu știu. Nici eu nu știu. Alex și Alexia stăteau de vorbă, vorbeau și ei de ispita, dar spunea el că s-ar duce la Casa Iubirii. Și ea s-a supărat după ce a fost la Capricci pentru că
prezentatoarele de acolo și invitații ziceau că ea se poartă prea frumos cu el, cât a fost cu Mihai foarte puțin, îi făcea scene de gelozie, chiar l-a sculat-o pe Ana, dormea Ana la mijlocul nopții ca să o întrebe dacă mai e ceva între ea și Mihai, dar cu Alex se poartă foarte frumos, foarte finuț. Nu mai face scene de gelozie, nu mai face nimica. Iar ea știe că Alex a afirmat că nu vrea fete vicioase cu ce fumează și toate astea, tot ce îi viciu. Ea s-a supărat. Da, chiar s-a supărat și își închipuie, crede ea, că poate e de umplutură, că el nu i-a tras de ea chiar atât de mult, ea se vede că îl place, e clar, doar că stă așa cu ea, că trebuie să stai cu cineva, adică de umplutură. Cam are dreptate, nu-l prea văd atras de ea, dar așa e rece și cu Diana mai rece se purta, măcar era așa aia mai mută. Și supărată Alexia că de ce nu i-a spus ei ce-i place și ce nu. Da, i-am văzut că stăteau afară pe terasă și că se discute, să fie doar ei doi, bineînțeles, ei doi și toată lumea, dar e mai ușor când măcar nu-i nimeni în jurul tău. Fix în timpul ăsta vine Izabela să fumeze, Alexia a zis foarte frumos că are ceva de discutat și să fumeze altă dată, asta a început să țipe, păi eu vreau să fumez acum, dar ce e necesar să fumeze? La ce ajută toate astea să fumeze acum? Dar s-a conformat și a plecat, da, zbierând după aia că ce, că nu mai are voie să șadă, că nu mai ia, nu i-a convenit deloc, a țipat. A venit și Stelian, Alexia a spus că are ceva discutat, s-a întors și a plecat, n-a comentat nimic. Pentru că, așa cum zicea Simona Gherghe, fetele sunt mai pătimașe. Unele din ele. Sunt și fete care nu sunt pătimașe. Alexia, rămânând singuri, îi spune că ea chiar e atrasă de el, dar că Alex nu prea e. Da, păi se vede clar că nu prea e atras de ea. Apoi Alexia a spus că nu vrea să-i impună nimic, doar că nu-i plac niște lucruri. Și a auzit asta, a zis că se simte aiurea, că a fost pusă în postura unei femei foarte permisibile și chiar n-ar vrea asta. Apoi a început să plângă, el a luat-o în brață și Alex tot îi spunea, nu vreau să te pun într-o lumină proastă. Apoi, când am văzut că ea continuă să-și plângă de milă, să se victimizeze, zice, lasă drama. În live trebuie să te explicați că așa se întâmplă de obicei, ce sunt ei, că n-au statut. Că știți, la Casa Mireasa toți trebuie să aibă un statut. În cunoaștere, cuplu, logodit și căsătorit. Asta e mersul. Asta li s-a explicat când au intrat în casă. Dar ei, că sunt prieteni, îl întrebat, Alex spune surioară, da, și râde. Dar ei se comportă exact ca un cuplu, i-am văzut. El n-ar vrea să fie într-o cunoaștere oficială, că are impresia că sunt niște obligații, dar chiar nu sunt niște obligații. Nu. Așa crede el că dacă nu sunt într-o cunoaștere oficială și n-au un statut, pot să o cunoască mai bine. Dar ea e aceeași, chiar am văzut că nu se schimbă, e perfect aceeași fată. Și el chiar nu vrea cunoaștere. Nu vrea cunoaștere oficială, adică să fie declarat într-o cunoaștere. Îi se pare lui acest lucru ca și cum îi pune o etichetă și după aceea nu mai e ce să faci. Ești fără scăpare. Aia e părerea lui. Dar și ea vrea cuplu și ar vrea și să se mărite cu el normal, dar ar vrea că totul să vină de la sine. Dar dacă totul vine de la sine, trebuie să vină din partea amândurora. Nu poți doar ea. Nu se poate așa ceva, doar ea să simtă de ea și vrea și el nu. El e foarte calculat, așa, eu cred că nu vrea nimica, așa cred eu. Dar poate o să avem o surpriză, nu? Cam atât am avut despre concurenții noștri, vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!